reveni la declarațiile premierului. Informația momentului, breaking news, doamnelor și domnilor. Cod roșu de canicule emis de Administrația Națională de Meteorologie. În aproape jumătate de țară, temperaturile vor depăși 39-40 de grade Celsius la umbră, iar cele resimțite vor fi cu mult mai mari. Avertizarea este valabilă pentru zilele de weekend și vedem și harta actualizată în momentul acesta. Este alături de mine colega mea Alina Șerban, meteorolog ANM. Alina, primul cod roșu de canicule de anul acesta, ce vine după ziua de ieri, ziua de 20 iunie, care a fost cea mai călduroasă din ultimii 65 de ani chiar. Bun găsit tuturor! E bine, da, într-adevăr, ieri au fost temperaturi foarte ridicate, 38-39 de grade în partea de sud a teritoriului și au fost doborâte numeroase recorduri zilnice pentru multe localități, în mod deosebit în jumătatea de sud a țării, acolo unde de altfel a fost cel mai cald și disconfortul termic deosebit de accentuat. Mai mult decât atât, vorbim de un val de caniculă foarte persistent. Deja facem câteva zile de temperaturi de foc, temperaturi de 37-38, iată chiar 39 de grade, de temperaturi minime care nu au scăzut sub 20 de grade și în această dimineață a fost o noapte tropicală în partea de sud a teritoriului. Vom mai avea astfel de nopți și în următorul interval de timp, astfel încât pentru în mod deosebit val de caniculă prelungit, mâine este a patra, apoi mâine a cincea zi de caniculă, pentru partea de sud a teritoriului vom vorbi de un cod roșu pentru temperaturi de 38-39 de grade și disconfort termic deosebit de accentuat. Codul roșu va fi mâine în partea de sud-est a Olteniei, în partea de sud-vest a Munteniei. De altfel, valul de caniculă se va extinde și se va intensifica mâine, pentru că vom avea temperaturi ridicate în toate regiunile. Dacă s-a ventilat puțin partea de nord-est a țării, mâine se va încălzi din nou, se va intensifica valul de caniculă, cum spuneam, tot în jumătatea de sud a țării și se va menține la fel de intens și duminică, tot în jumătatea de sud a țării, astfel încât va intra sub cod roșu de caniculă mare parte din Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei, în condițiile în care vom avea, repet, temperaturi de peste 35 de grade în toată jumătatea de sud, inclusiv în Dobrogea continentală, vom avea și în Transilvania și mai ales în Banat și în Crișana.